Binecuvântat să fie numele Domnului. Mulțumim Domnului că avem un Dumnezeu mare, un Dumnezeu glorios, un Dumnezeu care, atunci când ne gândim la El, nici măcar nu putem să ne imaginăm cât de mare este acest Dumnezeu. Acest Dumnezeu în seara aceasta și-a făcut timp să stea de vorbă cu mine și-a făcut timp să stea de vorbă cu fiecare dintre noi în această seară. Binecuvântat să fie numele Său. Haideți să deschidem cu toți cuvântul lui Dumnezeu în cartea Exod, de la capitolul 13, și citim de la versetul 17 în jos. Pagina în Sfânta Scriptură 73. După ce a lăsat Faraon pe popor să plece, Dumnezeu nu l-a dus pe drumul care dă în țara filistenilor, măcar că era mai aproape, că ce a zis Dumnezeu: s-ar putea să-i pare rău poporului văzând războiul și să se întoarcă în Egipt. Și Dumnezeu a pus pe popor să facă un ocol pe drumul care duce spre pustiu, spre Marea Roșie. Copiii lui Israel au ieșit înarmați din țara Egiptului. Moise a luat cu el oasele lui Iosif, căci Iosif spusese pe fiul lui Israel să jure zicând: când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. Au plecat din Sucot și au tăbărât la Etam, la marginea pustiului. Domnul mergea înaintea lor ziua într-un stâlp de nor ca să-i călăuzească pe drum, iar noaptea într-un stâlp de foc ca să-i lumineze, pentru ca să meargă și ziua și noaptea. Stâlpul de nor nu se depărta dinaintea poporului în timpul zilei, nici stâlpul de foc în timpul nopții. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Binecuvântat să fie numele lui Dumnezeu pentru seara aceasta. Dumnezeu mi-a pus un cuvânt pentru fiecare dintre noi în această seară pe inimă, un cuvânt care ne va sluji în această seară. Și mesajul am intitulat în această seară: cum ne călăuzește Dumnezeu. Pentru că, frați și surori, prieteni dragi, în lumea aceasta, fiecare dintre noi trebuie să fim călăuziți de ceva sau de cineva. Și dacă vrem să trăim cu acest Dumnezeu glorios, dacă vrem să-L avem pe acest Dumnezeu glorios de partea noastră și aproape de noi, trebuie să avem sentimentul în viața noastră că Dumnezeu are un plan divin cu noi. Că știți cum mulți oameni merg așa, merg cu viteză, dar nu se gândesc: oare Dumnezeu are un plan cu mine? Oare ce sentiment au oamenii aceștia când merg și nu interesează de propria viață și nu se gândesc dacă Dumnezeu are un plan sau Dumnezeu are o chemare cu ei? Și mă gândeam în această seară, dacă vrem să trăim cu acest Dumnezeu, dacă vrem să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeul acesta, Dumnezeul minunilor, trebuie să avem sentimentul că noi, ca și oameni, facem parte din planul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Său. Trebuie să ne recâștigăm sentimentul acesta care cred că l-am pierdut unii dintre noi, sentimentul acesta că suntem conduși de cineva. Și parcă nu mai avem sentimentul acesta că ne-ar conduce cineva. Bineînțeles că în lumea aceasta putem fi conduși de două persoane, de Dumnezeu sau de diavolul. Și de aceea în lumea aceasta trebuie să trăim în fiecare zi, în fiecare moment și să ne recâștigăm sentimentul pe care l-am pierdut, că suntem călăuziți. Și întrebarea este: de cine suntem noi călăuziți în lumea aceasta? Cine ne călăuzește pe noi de dimineața și până seara? Pentru că dacă privim, frați și surori, prieteni dragi, o lume întreagă se îndreaptă cu viteză spre ce nu este bine. O lume întreagă merge înainte fără direcție, fără țel, fără să știe unde merge. De aceea este important să fim călăuziți și să avem o călăuzire importantă, o călăuzire din partea lui Dumnezeu. Și știți ce este grav? Că oamenii care merg înainte fără țel, fără direcție, fără Dumnezeu, nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă stai de vorbă cu ei, ei poate să-ți dea un sfat, ei poate să te călăuzească, pentru că așa sunt ei. Cred că ei le știu pe toate, cred că ei cunosc adevărul. Dar vedem că mulți oameni, chiar și din bisericile noastre, merg înainte, dar nu-și pun următoarea întrebare: oare merg înainte, de cine sunt călăuzit, cine mă călăuzește pe mine pe drumul acesta care l-am pornit, este Dumnezeu cu mine sau nu este? Pentru că, frați și surori, în acele momente grele trebuie să ne punem o întrebare. Când ajungem la marginea prăpastiei, ne gândim și spunem: ce facem?
Doamne, ce facem când nu mai știm încotro să o apucăm? Pentru că fiecare dintre noi am ajuns în situația când trebuie să spunem, Doamne, ce facem? Doamne, nu mai știu ce să fac, încotro să ajung, încotro să mă îndrept. Dacă vedem viața lui Moise de-a rângul anilor, când a condus poporul lui Dumnezeu, vedem că omul acesta, Moise, nu făcea nimic fără să-L întrebe pe Dumnezeu. Dacă, de exemplu, trecea prin drumul acela printre stânci, unde i-au spus să nu treacă cu carele și să lase carele afară, că o să aibă o călătorie grea. O lăsa carele afară și omul acesta l-a întrebat pe Dumnezeu când a ajuns, când a trecut de aceea porțiune grea și a ajuns, Doamne, am ajuns aici, acum ce să fac? Și ne spune cuvântul lui Dumnezeu că a zis poporul, rămâneți aici și eu mă duc deoparte. O merg și o vorbi cu Dumnezeu. Doamne, unde să mă duc? Doamne, ce să fac? Aceasta trebuie să fie și atitudinea noastră, pentru că Moise, dacă a condus poporul până acolo la Marea Roșie, a fost călăuzit de Dumnezeu. De aceea și noi trebuie să avem o viață călăuzită de Dumnezeu, pentru că anii care vin și pleacă, frați și surori, prieteni dragi, trebuie să-i folosim cu folos, pentru că sunt zilele, viețile, anii, minutele care Dumnezeu ni dă. Și este păcat, este un regret să-i consumăm așa, sau anii să treacă așa fără de folos și să ne îndreptăm spre ce nu există. Și ne călăuziți de Duhul lui Dumnezeu. Și mă gândeam că sunt suflete, sunt oameni în lumea aceasta care atunci când nu mai știu ce să facă, când nu mai știu unde să o apuce, aleargă la alte surse, caută. Sunt oameni și noi și-am practicat lucrul acesta când nu cunoșteam pe Dumnezeu, când nu știam Scriptura, când n-aveam nicio treabă cu Dumnezeu. Înainte să plec la lucru și înainte să ies din casă, înainte să fac celelalte lucruri, deschideam televizorul și urmăream horoscopul. Pentru că nu știam, oare aduce binecuvântarea, aduce bine, oare zice ce este în viața mea. Sunt oameni care se lasă călăuziți de horoscopuri care văd la televizor sau care îl citesc ei pe internet și spune că ei sunt bine, că în luna octombrie, în luna ianuarie, în luna februarie ei vor avea binecuvântări, că în luna martie vor trece printr-un deces, că va muri nu știu cine. Și oamenii aceia se lasă călăuziți de ceea ce nu este bine, pentru că Scriptura nu vorbește de horoscop. Biblia condamnă aceste lucruri și oamenii aceștia care nu-L cunosc pe Dumnezeu se lasă călăuziți de ceea ce spune televizorul sau o carte sau un om care n-are de-a face cu Dumnezeu. Și dacă îi spune că în martie va muri copilul, el va merge sau ea va merge așa călăuzită și nu știe cum să se pregătească cu mormânt, cu bani de mormântare, cu bani de pomană, cu bani de preoți, pentru că a primit o călăuzire falsă, care nu este din cuvântul lui Dumnezeu. Mulți oameni merg la alte surse și nu merg la cuvântul lui Dumnezeu. În loc să mergem la cuvântul lui Dumnezeu, când nu mai știm ce să facem, când viața noastră este la limită, la limita prăpastiei, alegem alte surse. Pentru că, frați și surori, în generația în care noi trăim acum, astăzi, este o generație când oamenii nu vor să mai audă adevărul lui Dumnezeu. Vin oameni la mărturisire, vin oameni pentru eliberare. Cred că noi avem o putere, ceva. Avem un delemn special care dăm pe ei și se vindecă dintr-o dată. Dar nu este așa, frați și surori. Și când le spunem, frate, soră, trebuie să te pocăiești, trebuie să schimbi viața, trebuie să schimbi Dumnezeu, trebuie să ai o călăuzire sfântă, ei spun, păi frate, așa nu știu, nu știu, nu merge doar să vă rugați să fiu vinecată, să fiu eliberat și să plec, păi așa nu merge. Nu merge, frați și surori, trebuie să avem o viață de pocăință. Asta ne îndeamnă cuvântul lui Dumnezeu, spre asta ne călăuzește Dumnezeu, spre pocăință. Domnul Iisus Hristos, când a venit în lumea noastră, primul său mesaj a fost, s-a împlinit vremea și împărăția cerului este aproape. Pocăiți-vă și credeți în Evanghelie. Asta a fost călăuzirea care Domnul Iisus a dat-o oamenilor care trăiesc pe pământ. Și vedem, frați și surori, că unii oameni în cele mai grele momente n-aleargă la Dumnezeu. Este mai ușor să alergi la exemple negative, că de obicei exemplele negative sunt mai contagioase decât adevărul lui Dumnezeu. Pentru că oamenii în ziua de azi mai repede acceptă să le spui, vino la biserică, te botezăm și apoi poți să mergi să faci altceva. Sau, frate, se mai poate o țigare, mai merge și un par de vin, că nu zice Dumnezeu nimica. Evanghelia aceasta prinde în vremurile noastre. Dacă noi vom da învățătura aceasta, peste o săptămână biserica aceasta va fi plină. Dar noi nu vrem lucrul acesta. Noi nu vrem cantitate, noi vrem calitate.
Asta vrea Biserica Tabor. Noi nu vrem să umplem biserica și pe asta mai putem să-i scoatem din biserică că au crescut fals. Nu, Dumnezeu ne îndeamnă noi să ne pocăim și noi să alegem cuvântul Său și să alegem călăuzirea Sa, binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, din păcate, unii oameni mai aleargă la vrăjitori. Aleg sursele acestea ale ocultismului. N-ați întâlnit lucrurile acestea? Sau oameni de ăștia care atunci când nu mai știu ce să facă, când au o problemă în viață, când vor să-și ia viața, n-aleargă la cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că cuvântul lui Dumnezeu este radical, dar duce la viață. N-ai voie să mai păcătuiești, n-ai voie să mai blaste, n-ai voie să mai înjuri, n-ai voie să mai fumezi, să mai bei, să mai curvești. Cuvântul lui Dumnezeu este radical, dar duce la viață, binecuvântat să fie numele Său. Dar în schimb, oamenii preferă să meargă la un vrăjitor, să-i spună, să-i dea în cărți, să-i dea în cafea, să-i spună nu știu ce în viitor. Să-i dea o călăuzire când pleacă de acolo, nu va face altceva decât să își ia viața. Pentru că asta fac cei mai mulți oameni. Că avem de-a face cu oameni care vin la consilieri și înainte să vină la noi, au fost la vrăjitori. Au fost la persoane care practică ocultismul. Și când mergi acolo, nu pleci cu Dumnezeu. Pleci cu o legătură demonică care te va urmări tot restul vieții. Pentru că spunea și fratele Darius aici că de multe ori o dăm în bară. Dar de ce să o dăm în bară când putem prima și prima oară să mergem la Dumnezeu? Să venim la Dumnezeu, să alegem călăuzirea Sa și atunci nu o să mai dăm în bară. Mulți oameni vin la consiliere, mulți oameni vin în biserică după ce au dat-o în bară. Dar nu e problema asta că Dumnezeu se îndură. Dar așa suntem noi ca oameni. În loc să căutăm cuvântul lui Dumnezeu, căutăm altceva, alte surse ce sunt mai simple pentru noi, alte surse ce credem noi că sunt bune. Dar o să vedem în seara aceasta, frați și surori, că toate aceste lucruri care le-am spus, oroscopul, alte surse străine, vrăjitoria și alte lucruri, n-au de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. Biblia nu încurajează așa ceva. Dimpotrivă, știți ce spune cuvântul lui Dumnezeu? În Psalmul 32 cu versetul 8: Eu, zice Domnul, te voi învăța. Asta spune cuvântul lui Dumnezeu. Și îți voi arăta calea pe care trebuie să o urmezi. Te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Ce cuvânt frumos din partea lui Dumnezeu! Că n-avem nevoie de alte surse de binecuvântare, n-avem nevoie de alte surse de călăuzire. N-avem, frați și surori, noi îl avem pe Dumnezeu. Și uitați ce frumos spune Dumnezeu, că eu, Domnul, te voi învăța. De ce să mergem la alți învățători? Pentru că sunt proroci falși, mincinoși, care vor merge în fundul iadului. Care ei predică în biserică, prorocesc și n-au de-a face cu cuvântul lui Dumnezeu. De ce spun asta? Pentru că Dumnezeu ne învață cum să-i descoperim. Îi veți cunoaște după roade. Nu-i nevoie să aduc un om în față să-mi spună, frate Marian, eu sunt păcătos, sunt un proroc fals. N-am nevoie să-mi spună lucrul acesta, că noi îl vom cunoaște după roadele lui. Prorocul bun de la Dumnezeu, ăla nu vorbește de rău, ăla nu blasfemă, ăla nu înjură, ăla nu aduce, n-aduce dezbinare în familie, n-aduce prăpăd în biserici. Prorocul lui Dumnezeu, când spune așa, vorbește Domnul, n-aduce tulburare, n-aduce și aduce pace și liniște dacă lucrătorul este de la Dumnezeu. Dar vedem, frați și surori, că Dumnezeu ne învață și spune, zice Domnul, te voi învăța, te voi sfătui, privirea mea va fi îndreptată asupra ta. În fiecare zi trebuie să ne gândim că Dumnezeu se uită la noi și vrea să ne călăuzească, la fel cum o călăuzi pe alți oameni ai săi, binecuvântat să fie numele Său. Și frați și surori, cum ne călăuzește pe noi Dumnezeu? În primul și în primul rând, Dumnezeu vrea să ne călăuzească prin rugăciune. Și aș vrea să deschidem la Matei capitolul 21 cu versetul 22. Tot ce veți cere cu credință prin rugăciuni, veți primi. Vedem, frați și surori, că Dumnezeu ne cheamă, dacă vrem o călăuzire, ne cheamă în odăiță, în rugăciune. Pentru că și eu aș vrea să fiu călăuzit, să-mi fie mai ușor și să doar să stau așa, sau să dau scroll pe telefon. Dar vedem că Dumnezeu ne spune, tot ce veți cere cu credință prin rugăciuni veți primi. Aici când se referă la tot, nu că dacă cerem noi acum, Doamne, palate sau mașini scumpe sau averi, nu. Tot ceea ce este în unitate cu Dumnezeu.
aceea ne va da Dumnezeu. Ia cereți călăuzire, ia cereți pace, cereți ca Dumnezeu să vă călăuzească în lumea aceasta când este un haos, când nu mai știu ce se întâmplă. Atunci când nu mai știm încotro să mergem, roagă-L pe Dumnezeu, Doamne, călăuzește-mi viața, Doamne, atinge-Te de mine și o să vedeți cum Dumnezeu va lucra. Pentru că Dumnezeul nostru, binecuvântat să fie numele Său, niciodată nu ne va lăsa să mergem pe o cărare greșită, binecuvântat să fie El. Și o să vedem, frați și surori, în cartea Habacuc, omul acesta lui Dumnezeu a avut o perioadă când nu mai știa ce se întâmplă în viața lui. A avut o perioadă și o frustrare când nu mai știa ce să facă. A început să-i spună lui Dumnezeu, Doamne, până când, Doamne, până când se întâmplă? Omul acesta în perioada aceea se întâmpla anumite lucruri în viața lui. Și el priva la oamenii sfinți, la oamenii lui Dumnezeu, că sufereau. Sufereau, aveau pierderi. În schimb, oamenii răi, oamenii păcătoși, aveau o stare de prosperitate. Și omul acesta a început să spună, până când voi striga, Habacuc 1 cu versetul 2, până când voi striga către Tine, Doamne, fără să asculți, până când mă voi tângui Ție fără să dai ajutor, pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și să Te uiți la nelegiuirea și la nedreptate, asuprire și silnicie. Omul acesta a vorbit odată cu Dumnezeu, Doamne, până când vei lăsa Tu ca lucrurile acestea? Și o mergi, o mergi și s-o sfătui cu Dumnezeu. Și în capitolul 2 spune Habacuc, m-am dus la locul meu de strajă și stăteam pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Ce a înțeles omul acesta când a venit prima oară înaintea lui Dumnezeu, când se spună, Doamne, de ce se întâmplă așa? Pentru că să fim sinceri, avem momente când nu înțelegem, când frații și surorile noastre ne dezamăgesc, când oamenii ne dezamăgesc, când păstorul ne dezamăgește, când eu la rândul meu o să vă dezamăgesc și o să merg acasă, de ce a făcut Mariana asta? De ce a făcut? Sunt momente când suntem oameni, frați și surori, ne mai dezamăgim, dar ne iertăm unii pe alții. Și vedem că omul acesta a înțeles lucrul acesta în nemulțumirea lui, în deranjul care l-avea în viața, s-a omes la Dumnezeu și a făcut lucrul acesta, s-a rugat. Omul acesta, în cele mai grele momente ale vieții lui, a început să se roage și a mers la locul de strajă ca să ce? Să se roage și să vadă ce o să-i vorbească Dumnezeu cu privire la plângerea lui. Și o să vedem, frați și surori, în aceste momente, după ce a mers omul acesta înaintea lui Dumnezeu, după ce s-a rugat și s-a plâns înaintea lui Dumnezeu, vedem ce călăuzire i-a dat Dumnezeu. Și vedem în capitolul 3 cu versetul 17, căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. De ce? Care e motivația? Că Domnul este bucuria lui. Vedem că omul acesta primește o altă călăuzire când merge în rugăciune al Dumnezeu. N-a mai venit să se plângă. N-a mai venit să se plângă de starea lui, de starea poporului. Și a venit să spună, chiar dacă toate lucrurile vor lipsi, chiar dacă nu o să am bani, chiar dacă nu o să am cea mai scumpă mașină, chiar dacă nu o să am cea mai mare casă și cu curte și cu piscină, eu tot mă voi bucura în Dumnezeu. Grozavă călăuzire. Frumoasă călăuzire, dacă facem ce trebuie înaintea lui Dumnezeu, Dumnezeu își va face partea să ne călăuzească, nu așa, și în tot adevărul, binecuvântat să fie numele Său. Încă o călăuzire pe care o dă Dumnezeu, o vedem în 2 Samuel, capitolul 5, de la versetul 23. David a întrebat pe Domnul și Domnul i-a zis, să nu te sui și ia-i pe la spate și mergi asupra lor în dreptul duzilor. Omul acesta, David, vedem că înainte să meargă la război să lupte cu filistenii, nu merge să lupte așa de capul lui și spune cuvântul lui Dumnezeu că David a întrebat pe Domnul. Subliniați-vă aceste versete, că nu mai știm ce să facem, în loc să facem așa de capul nostru sau să vină altă călăuzire, mai bine să întrebăm pe Domnul. Spune că David a întrebat pe Dumnezeu și David a făcut cum îi poruncise Domnul. Versetul 25. Este important să vedem în cuvântul lui Dumnezeu ce trebuie să facem, pentru că cartea aceasta, frați și surori, prieteni dragi, ne va călăuzi în tot adevărul. Omul acesta putea să meargă la luptă bazat pe
pregătirea lui militară, pe armata lui, pe armele lui, pe scutul lui, dar au întrebat pe Dumnezeu: Doamne, cum să lupt împotriva poporului? Și spune Dumnezeu: Davide, ia-i pe la spate, că nu o să meargă să iei așa. Ia-i, înconjoară-i. Și spune cuvântul lui Dumnezeu în versetul 25: David a făcut cum îi poruncise Dumnezeu. Și niciodată nu o să dăm greș dacă ascultăm de cuvântul lui Dumnezeu. Binecuvântat să fie numele Său. Nu o să ajungem să dăm cu capul în bară dacă Dumnezeu ne dă călăuzirea care... Dacă noi mergem la călăuzirea lui Dumnezeu. Asta înseamnă, frați și surori, că trebuie să ne rugăm pentru deciziile pe care trebuie să le luăm în viața noastră ca să putem să fim călăuziți. De multe ori stăteam de vorbă cu prieteni ai mei care astăzi au plecat în străinătate, chiar și frați din biserică. Dar întrebarea este, chiar și eu în urmă cu 4 ani de zile, când am plecat din locul acesta, din biserică, crezând că o să fac lucruri grozave în străinătate și n-am întrebat pe Dumnezeu. Am mers din propria mea dorință pentru că am vrut să fac bani. Sincer, am vrut să o duc mai bine. Am vrut să trăiesc mai bine. N-am învățat să trăiesc călăuzit de Dumnezeu. Și am zis, vreau să mă duc să muncesc, să fac bani. Și Dumnezeu îmi vorbește: auzi, dacă asta e dorința ta, du-te. Dar vezi că drumul pe care vei merge o să fie ceață. Am zis, Doamne, bun, mulțumesc. Și atâta. Și am plecat, am stat un an, am stat doi. Lucruri grosave n-am făcut decât să pierd prezența lui Dumnezeu. Decât am câștigat pe plan financiar, am avut, dar n-am mai avut pe plan spiritual, am fost zero, ca un pământ uscat, pentru că n-am întrebat pe Dumnezeu dacă e voia lui Dumnezeu. Dumnezeu m-a vrut aici și am mers în partea altă. Mă sunau oameni în Anglia, păstori, și mi-au spus, frate Marian, am avut un vis cu tine, ești pe tărâmul diavolului, vino acasă. Oare eu mă întreb astăzi, când facem o acțiune, când luăm o decizie, îl mai întrebăm pe Dumnezeu? Sau mergem, plecăm și pe aia o dăm cu capul în bară, venim și cădem și praf și pulbere? Oare când alegem calea străinătății, Germania, Anglia, Belgia, Londra și toate alte țări și orașe, oare îl întrebăm pe Dumnezeu, Doamne, este voia Ta? Este voia Ta? Lucrul acesta l-am făcut după ce m-am căsătorit. Și am zis, vreau să-mi fac o familie, nu vreau să am lipsuri, plec și o să-mi fac viața mea. Și am venit înapoi secătuit și frații au trebuit să se roage pentru mine, Doamne, întărește și dă-i putere, pentru că asta face decizia fără Dumnezeu. Plecăm așa și nu mai întrebăm pe Dumnezeu. Nu întrebăm, oare va vrea Dumnezeu? Oare este voia lui Dumnezeu să mergem în cutare, cetate, să stăm acolo, să facem negustorie? Este voia lui Dumnezeu să plec de la Orșova, de la Tabor, de la Ieșelnița, de la Severin, de la Mehadia, de la Topleț? Este voia lui Dumnezeu? Întreabă-L pe Dumnezeu. Întreabă-L pe Dumnezeu înainte să iei o decizie. Și cred că Dumnezeu va lucra, binecuvântat să fie numele Său. Că cel mai bun sfat este sfatul lui, binecuvântat să fie El. Spune cuvântul lui Dumnezeu: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi. Oare unde mergem noi la sfaturi? Cine ne dă nouă sfaturi? Cine ne călăuzește pe noi? Cine ne întreabă pe noi? Cine ne învață pe noi, frați și surori? Că spune cuvântul lui Dumnezeu: ferice de omul care nu se duce la sfatul celor lui, nu se oprește pe calea celor păcătoși și nu se așează pe scaunul celor bajucuritori și zgășește plăcerea în legea Domnului și cugete la legea lui Dumnezeu. Acela este omul care va da roade, acela este omul care o să aibă o rădăcină aproape de Dumnezeu, frați și surori. Întrebarea este, cine ne dă nouă sfaturi? La cine mergem? Mergem la Dumnezeu nostru care i-a călăuzit pe Moise și pe popor și i-a dus în țara Canaan? Mergem la Dumnezeu nostru despre care am citit că El face minuni și că El nu bagă pe nimeni în ceață? Sau mergem la alte surse care le-am enumerat la început? Și mă rog ca Dumnezeu să ne ajute și să ne dea binecuvântarea. Frați și surori, înainte să-L cunosc pe Dumnezeu, în urmă cu 8 ani de zile, țin minte că am fost la o evanghelizare, chemat de cineva aici în Orșova. Nu mai țin minte exact cine o predica, dar a fost prima mea zi în care am participat la o evanghelizare așa organizată la un eveniment. Și am fost acolo să predica cuvântul lui Dumnezeu și Dumnezeu mi-a vorbit și am plecat acolo cu o pace, dar în același timp cu așa un dor să caut pe Dumnezeu. Dumnezeu care mi s-a predicat, oare este El Dumnezeul Scripturii sau să caut și alt Dumnezeu? Și am mers acasă în sinceritatea mea, n-am avut o Biblie, n-am știut ce să fac.
Cred că am avut un Nou Testament și m-am rugat acolo, m-am pus pe un fotoliu și m-am rugat și așa cum am știut eu, mi l-am imaginat pe Dumnezeu că stă pe fotoliu și eu stau în genunchi în fața Lui. Pentru că aveam credința aceea a unui copil. Așa îl vedeam pe Dumnezeu, că El stă pe fotoliu și că mă ascultă. Și am început să mă rog, Doamne, Te rog, luminează-mă, ce să fac, unde să merg, unde să mă duc? Și Dumnezeu mi-a vorbit prin cuvântul Său și spune, Tu ai iubit neprihănirea și ai urât nelegiuirea, de aceea Dumnezeul, Dumnezeului tău te va înălța sau te va ridica mai mult decât pe tovarășii tăi. Acel moment era când aveam un anturaj greșit, când umblam cu prieteni care se drogau, aveau anturaje foarte rele. Și Dumnezeu mi-a vorbit prin acel verset și astăzi se împlinește acel verset, pentru că Dumnezeu m-a ridicat, mi-a dat o familie, m-a mântuit viața și în schimb prietenii mei au rămas în lume și n-acceptă cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci am început să-L caut pe Dumnezeu. De aceea, acum călăuzește Dumnezeu prin rugăciune, binecuvântat să fie numele Său. Al doilea lucru, cum ne călăuzește Dumnezeu? Prin Sfânta Scriptură. Și spune cuvântul Său. Psalmul 119 cu versetul 105. Cuvântul tău este o candelă pentru picioarele mele și o lumină pe cărarea mea. Binecuvântat să fie numele Domnului. Frați și surori, cuvântul lui Dumnezeu pentru viețile noastre ne spune că este o candelă, este o lumină pentru calea noastră, cum spunea salmistul, cuvântul tău este o candelă. Candele are rolul să ne lumineze atunci când cei mai mulți intrăm în întuneric sau cei mai mulți sunt în întuneric. Cuvântul lui Dumnezeu are scopul, are menirea să ne scoată afară din orice întuneric. Spune și o lumină pe cărarea mea. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. De ce ne alergăm prima oară la cuvântul lui Dumnezeu și alergăm la alte surse? De ce nu mergem la cuvântul lui Dumnezeu care ne călăuzește? Că spune anul. Cuvântul tău, Doamne, nu cuvântul preotului, nu cuvântul pastorului, că oamenii aceștia nu poate să mântuiască pe nimeni. Și cuvântul tău, Doamne, este acela care ne călăuzește, care ne luminează viața. Pentru că, frați și surori, cei mai mulți oameni umblă în întunericul de afară și nu-L cunosc pe Dumnezeu. Preferă să meargă un kilometru în genunchi decât să deschidă cuvântul lui Dumnezeu. Asta este, sunt vremurile care le trăim. Oamenii prefer să stea în genunchi 20 de ore, 30 de ore, crezând că ei sunt mântuiți. Trăiesc într-un întuneric, dar Dumnezeul nostru ne cheamă să luăm cuvântul Său, să-L împlinim, să-L îmbrățișăm, că El ne va lumina calea. Poate că n-ai mai citit de mult cuvântul lui Dumnezeu. Poate că n-ai un devoțional în fiecare zi să citești Biblia. Poate că nu vrei să citești Biblia. Poate că urăști cuvântul lui Dumnezeu. Dar vreau să spun că cuvântul acesta te va duce la viață, binecuvântat să fie numele Domnului. Ne spune Proverbe 16 cu versetul 25. Multe căi se par bune omului, dar la urmă duc la moarte. Cei mai mulți oameni sunt pe căile acestea care ei le numesc bune. N-ați întâlnit oameni care au spus, frate sau prieten drag sau frate Marian, sora cu tare, calea mea este bună, n-am nevoie, dar mulți spun, e bună calea mea, merg așa, lasă-mă cu Scriptura și nu-și dau seama că calea pe care ei merg duce la pierzare, că multe căi sunt bune, frate mergem și acolo, noi mergem și acolo, noi facem și acolo, noi și acolo, noi și acolo, noi facem ce vrem, dar este bună calea noastră? E bună călăuzirea, că putem să spunem și este frumos și este foarte rapid să spunem în felul următor. Multe căi ni se par bune, multe căi bune, dar la urmă duc la moarte. E simplu și foarte rapid, dar duc la moarte. Singura cale care duce la viață este Iisus Hristos, binecuvântat să fie El. Pentru că El a spus, eu sunt calea, adevărul și viața. Dacă vrea cineva să vină la Dumnezeu, doar prin Domnul Iisus Hristos, binecuvântat să fie numele Său. Proverbe 6 cu 23 spune, căci sfatul este o candelă, învățătura este o lumină. Frați și surori, cei mai mulți oameni pierd din lipsă de cunoștință, că nu mai cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Cei mai mulți oameni merg direct așa spre întuneric, merg fără direcție, fără țel, pentru că nu mai cunosc Scripturile sau că n-au avut contact cu Scriptura. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu, poporul meu pierde din lipsă de cunoștință. Oare ce să cunoaștem?
Ce vrea Dumnezeu să cunoaștem ca viața noastră să meargă bine? Ce vrea Dumnezeu să cunoaștem? Horoscopul? Nici de cum! Învățături false, învățături din acelea că putem să facem ce vrem și suntem mântuiți. Nu, Dumnezeu vrea să cunoaștem cuvântul Său, binecuvântat să fie El, pentru că acest cuvânt ne duce la viață. Cuvântul acesta pentru noi este viață, binecuvântat să fie numele Său. Și uitați ce spune Iosua despre cuvântul lui Dumnezeu: cartea aceasta legii să nu se depărteze de gura ta, cugete asupra ei zi și noapte, căutând să faci tot ce este scris în ea, căci atunci vei izbândi în toate lucrările tale și atunci vei lucra cu înțelepciune. De ce este așa de importantă cartea aceasta? De ce oamenii lui Dumnezeu, oamenii Scripturii, de ce însuși Dumnezeu ne îndeamnă, ne imploră să căutăm cuvântul Său? Pentru că această carte ne duce la viață. Nu avem nevoie de viața veșnică. Nu avem nevoie de oameni care să ne dea sfaturi pe pământul acesta și să n-aibă de a face cu Dumnezeu. Nu avem nevoie de nu știu ce oameni de pe internet care căutăm sesiuni cum vorbește Dumnezeu, cum ne învață Dumnezeu și oamenii aceia, necunoscându-le viața, eu să iau de la ei. Păi poate să vină mie unul acum să spună că Hristos n-a murit pentru noi, că nu-l cred. De ce? Pentru că cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Dar un om din lume poate să zică, bă, sau poate să ne mintă, să spună și să credem. Vezi că Hristos nu o să ierte păcatul cu tare. Vezi că Hristos nu o să ierte gândul cu tare. Îl vei credea că nu cunoști cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, cea mai bună călăuzire care putem să o avem este prin cuvântul lui Dumnezeu și spun binecuvântat să fie numele Domnului. Cum ne mai călăuzește Dumnezeu și mă apropii de încheiere? Este prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și dacă o să deschidem în Romani, capitolul 9 cu versetul 1, și o să vedem cum ne călăuzește Dumnezeu prin Duhul Său cel Sfânt. Omul acesta, Pavel, omul acesta care nu l-a cunoscut pe Dumnezeu, omul acesta care a trăit fără Dumnezeu o perioadă, a avut doar o religie, a fost, dacă vreți, cel mai bun ortodox din vremea lui, cel mai bun ortodox, cel mai înflăcărat, dar nu l-a cunoscut pe Dumnezeu. Și vedem că omul acesta a ajuns să spună într-o situație, când și-o dat seama, spune Pavel, spun adevărul în Hristos, nu mint, cugetul meu luminat de Duhul Sfânt îmi este martor. Cine ți este martor? Care este martorul tău? Ne spune cuvântul Său. Pavel, omul acesta care a umblat cu Dumnezeu, omul acesta care a scris epistola acestea foarte frumoase, el spune că nu a fost călăuzit de firea pământească, nu a fost călăuzit de proroci falsi, de învățături, de oameni care n-au de-a face cu Dumnezeu, nu a fost călăuzit de Gamaliel, nu a fost călăuzit de Nicodim, nu a fost călăuzit de alți oameni din poporul iudeu. Și spune omul acesta că cugetul lui, conștiința lui, vorbirea lui, gândul lui, atitudinea lui, caracterul lui, a fost luminat de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Cine luminează pe noi astăzi? De cine suntem luminați la ora actuală? Suntem luminați de Duhul lui Dumnezeu sau de firea pământească? Poți să faci repede un exercițiu în seara aceasta, să te gândești cine te-a luminat astăzi, cine te-a călăuzit astăzi, cine te-a călăuzit de la 1 ianuarie și până astăzi, 19. Cine ne călăuzește pe noi? 1 Ioan 1 cu 5 spune, lumina luminează în întuneric și întunericul n-a biruit-o și nici nu o să biruiască niciodată pe Domnul Iisus Hristos. De aceea vreau să alegem în seara aceasta să umblăm în lumina aceasta, să nu mai umblăm în întuneric și să umblăm în lumină. Faptele luminii să se vadă, că dacă am merge într-o încăpere și am stânge becul, am spune că suntem toți curați, că nu ne vedem la întuneric. Dacă în Duhul lui Dumnezeu aprinde lumina sa, o să vedem fiecare dintre noi că mai există câte o pată. O să vedem pe aine câte o pată, câte o zbârcitură. Și Dumnezeu vrea să ne spele, vrea să ne curățească, vrea să ne ierte, vrea să aducă eliberare, vrea să aducă mântuire. Dar cum? Să alegem să trecem de la întuneric la lumina sa minunată, binecuvântat să fie numele Său.
Ioan 8:12, Iisus le-a vorbit din nou și a zis: Eu sunt lumina lumii, cine mă urmează pe mine nu va umbla în întuneric, ci va umbla în lumina vieții. Vrei să ai viață? Vrei să știi ce înseamnă viața de la Dumnezeu? Viața aceea când îl simți pe Dumnezeu și îți vine să zbori, să te ridici la cer, chiar în probleme. Vrei să simți ce înseamnă viața aceea când ești călăuzit de Dumnezeu și nu te mai interesează de ce se întâmplă în jurul tău? Nu te mai interesează de tot ceea ce este în lume? Numai Dumnezeu poate să facă lucrul acesta. Dacă vă aduceți bine aminte, săptămâna trecută am scris pe grup că fetița noastră mică, Azaria, de fapt fetița noastră mare, i-o dat din greșeală cu ceva toxic în ochi, ceva ce conține sodă caustică. Și a mers acasă, nu știam dacă fetița doarme sau a leșinat din cauza durerii. Am luat-o, am intrat în mașină și m-am dus direct la urgență cu ea. Spitalul unde am fost o spus în felul următor: nu deschide ochii, i s-au ars venele de la ochi. Am stat, mă uitam la Nicoleta, Nicoleta la mine și mă gândeam: Doamne, dacă nu înțelegeam cine ești Tu și ce putere ai Tu, strigam cât mă ținea gura în spital. Pentru că oamenii de acolo, de la salvare, nici măcar nu se grăbeau. Nici nu se grăbeau, ba, vorbeau: mâncăm? Este ora 12, putem să mâncăm. Numai gânduri și gânduri mi-au venit în minte, la fel ca Habacuc: Doamne, până când Te vei uita? Până când, Doamne? O țineam în brațe, o țineam ca moartă, mă gândeam că nu o să mai vadă niciodată, dar totuși peste mine era pacea aceea care venea în acel moment de la Dumnezeu. Pace în mijlocul furtunii. A fost o furtună așa pentru noi, dar pacea niciodată nu a lipsit. Lumina lui Dumnezeu ne-a luminat acolo și a spus că noi suntem copiii lui Dumnezeu. Știam că Dumnezeu va face o minune. Eram ferm convins. Și-o trimis-o la alt spital mai mare, spital județean. Și în timp ce mergea pe salvare, am sunat mai mulți frați: frate, roagă-te, 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 roagă-te. Și un frate mi-a spus în felul următor: o să mă rog, dar când va ajunge la spital, va spune că nu o să aibă nimica. Aleluia, am zis. Ajunge la spital, o ia doctorița în brațe și în momentul când a luat-o în brață, o deschis ochii, niște ochi albaștri cum i-are ea, și nu a mai avut nimica. Nimic, nimic, nimic. Pentru că Dumnezeul nostru este viu, binecuvântat să fie El. Și face minuni și astăzi. Doar trebuie să te crezi în El, să-L cauți, să-ți pierzi viața care o ai acum, viața de păcat și viața fără de Dumnezeu, să câștigi viața veșnică. Asta trebuie să faci ca să poți să-L cunoști pe acest Dumnezeu binecuvântat să fie numele Său. Duhul Sfânt este acela care ne călăuzește atunci când nu mai știm ce să facem. Este acela care aduce pacea în viața noastră. Atunci când nu mai știm ce să vorbim, El îți va spune ce să spui. Când nu mai știi ce să rostești, El va spune. Luca 12 cu versetul 12: căci Duhul Sfânt vă va învăța chiar în ceasul acela ce va trebui să vorbiți. Nu să cârtiți, nu să strigați, va ști. Ne va călăuzi ce o să vorbim, binecuvântat să fie numele Domnului. Ca să poți să fii călăuzit, frate și soră, prieten drag, de Duhul lui Dumnezeu, trebuie să fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Fapte 20:23 spune: numai Duhul Sfânt mă înștiințează din cetate în cetate că mă așteaptă lanțuri și necazuri. Pe Pavel, pe omul acesta, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu îl înștiința, vorbea cu el. Îți doresc să ai plinătatea Duhului Dumnezeu în tine? Îți doresc să fii plin de Duhului Dumnezeu? Când ești plin de Duhului Dumnezeu, nu mai încape nimic.
N-am un pahar și un bidon de apă, că vă făceam o ilustrație. Când torni într-un pahar apă, tor, până dă peste. Nu mai intră nimic acolo. Nimic nu mai intră. Nici în întuneric, nici păcat, nici călăuziri de mâna a doua. Și doar Dumnezeu binecuvântat să fie numele Său. A fi plin de Duhul Sfânt înseamnă să fii controlat de Duhul Sfânt în totalitate. Efeseni 5:18 spune: nu vă îmbătați de vin, aceasta este destrăbălare. Dimpotrivă, fiți plini de Duh. Este o poruncă, fiți plini de Duh. Nu că vrem, nu că doar puțin, plini. O persoană plină de alcool este controlată sau dominată de alcool. O persoană care are în prezența sa puterea aceasta alcoolului îi va anula abilitățile. Îi va anula abilitățile și acțiunile lui normale. Uitați-vă la un om care e controlat de alcool. Cum merge? Pe 7 cărări. Dă mașina în el, cade într-un șanț, pentru că este controlat de alcool. Imaginați-vă cum este să fim controlați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Haleluia! Haleluia! Să mergi cu putere, cu avânt, prin orice, că Duhul lui Dumnezeu este în tine, binecuvântat să fie El. Este interesant versetul acesta și de observat în Efeseni 5:18 și spune porunca: fiți plini de Duh. În greacă are sensul, pentru că Pavel a folosit greaca, are sensul de o continuitate. Să ai continuitate în plinătatea aceasta a Duhului Sfânt. Noi nu suntem umpluți dintr-o dată și nu mai trebuie. Când Duhul lui Dumnezeu vine și ne umple, nu ne umple o dată pentru totdeauna. Nu. Avem nevoie de o reumplere constant, totdeauna. Noi nu trebuie să așteptăm să ne golim de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu și să fim goi, uscați, ca mai apoi să mergem și ca Duhul lui Dumnezeu să ne reumple din nou. Noi, nu, frați și surori, noi trebuie să avem călăuzirea și umplerea cu Duhul Sfânt în orice moment, binecuvântat să fie numele Său. Isaia capitolul 58 cu versetul 11 spune: Domnul te va călăuzi neîncetat. Nu uita. Haideți să ne ridicăm în picioare. Meditează în seara aceasta la cuvântul lui Dumnezeu. Poate că ai fost călăuzit de altceva. Poate că ai avut un plan, poate că ai avut un gând, poate să te sinucizi. Dacă nu greșesc, ieri mă grăbeam să ajung într-un loc și o persoană s-o da jos din mașină și mi-a ieșit direct în față și făcea să oprește-te. M-am oprit și am dat geamul jos. Da, poți să mă ajut, să ai 5 minute pentru mine. Da, ce s-a întâmplat? Vreau să mă sinucid. Chiar acum vreau să mă duc să-mi iau viața. Puneți întrebarea: de ce ești călăuzit? Cine te călăuzește în aceste momente? Dacă vrei să-ți iei viața, dacă vrei să renunți, nu este de la Dumnezeu. E de la diavolul, care el vrea să ia viața. El este vrășmașul nostru. Dumnezeu totdeauna vrea viață, își dorește viață pentru noi. Domnul te va călăuzi neîncetat, îți va stătura sufletul chiar în locuri fără apă și va da din nou putere mădularilor tare. Vei fi ca o grădină bine odată, ca un izvor al cărui ape nu seacă. Asta vrea Dumnezeu de la noi, binecuvântat să fie numele Său. Isaia 49:10: nu le va fi foame, nici nu le va fi sete, nu-i va bate arșița, nici soarele, căci cel ce are milă de ei îi va călăuzi și va aduce la izvoare de ape. De acest Dumnezeu ai nevoie în seara aceasta, de Dumnezeul acesta care îți promite că necazul nu te va doborâ, moartea nu va avea putere asupra ta. Chiar dacă vei trece prin ape, El va fi cu tine și de acolo îți va da călăuzire. Chiar dacă vei merge prin foc, El va fi cu tine.
pentru că este Dumnezeul nostru. Nu renunța, mergi înainte, caută-L pe Dumnezeu. Nu pleca fără Dumnezeu în seara aceasta. Nu pleca fără să te rogi: Doamne, am nevoie de călăuzirea Ta, nu vreau second hand. Și vreau, Doamne, călăuzirea Ta autentică. Vreau să fiu plin de Duhul Sfânt. Când ești controlat de Duhul Sfânt, El te va controla în totalitate. Binecuvântat să fie numele Său. Ne rugăm.